Punct și de la capăt, guvernul de la Chișinău insistă pe pachetul de lege anticriză care a fost declarat neconstituțional pe data de 13 aprilie de către Curta Constituțională. Cabinetul de Ministri urmează să-și asume din nou răspunderea pentru setul de măsuri. Potrivit premierului de la Chișinău, Ion Chicu, în alta curte a declarat neconstituțională legea din cauza procedurii în care a fost aprobată, dar nu din cauza conținutului. Potrivit decizii Curții Constituționale, legea a fost adoptată prin încălcarea procedurii constituționale de angajare a răspunderii guvernului. Cu alte cuvinte, era ce a dus la anulitatea legii este că prezentarea pachetului de lege criză s-a făcut în lipsa unei majorități în plenul Parlamentului. De facto, nici nu a avut prezentarea, se arată în argumentarea curții. Premierul a dat de înțeles că nu va renunța la setul de măsuri și le va propune repetat pentru a nu admite stoparea lucrării suportului pentru cetățeni și agenții economici pe perioada stării de urgență. Comisia Situații Excepționale încă de vineri a decis prelungirea acordării acestui suport. Celelalte măsuri incluse în lege, dar care nu pot fi aprobate de către Comisia Situații Excepționale, vor fi repetat promovate de către guvern săptămâna aceasta, împreună cu un șir întreg de alte măsuri menite să acorde suport cetățenilor și businessului, a mai specificat Chicu. Printre măsurile pe care insistă guvernul este impozitarea cu 50% taxe taxei aeroportoare de 9 euro, diminuarea cotei TVA pentru sectorul Horeca de la 20 la 15%, eliminarea unor accize pentru magazinele de tip duty free, aplicarea unor taxe pentru extragerea resurselor materiale, extinderea cu un an a termenului de comercializare cu pentru articolele